Împreună cu primăria municipiului Sfeiștov, am câștigat un proiect cu finanțare externă pe situații de urgență. Valoarea proiectului este de 1 milion de euro. Jumătate primăria Zimnicea, cealaltă jumătate primăria municipiului Sfeiștov. Gândit împreună cu cei din primărie și în colaborare foarte bună cu cei de la ISU Telorman, ca să intervenim în situații grave, cu tremur, inundații, fenomene meteo ieșite din comun sau alte nenorociri, în caz de atac chimic, să spunem, dotarea primăriei orașului Zimnicea cu aceste utilaje care sunt în spatele meu. E vorba de un duster, e vorba de microbuzul pe care, în caz de urgență, de o nenorocire, Doamne ferește să nu se întâmple, să putem să transportăm persoanele cu probleme. E vorba de această scară foarte necesară orașului nostru, mini-încărcător. Dincolo avem un încărcător pentru situații grave. E vorba de buldoi excavator. Mai rămâne să aducem până pe data de 12 martie tractorul cu lama în față și cu sărărița. Deci pregătiți pentru dezăpezire, să nu mai avem probleme și să nu mai închiriem utilaje de la alte societăți, să plătim atâția bani. De exemplu, această scară este necesară orașului Zimnicea pentru iluminat, pentru situații de urgență. Dacă se întâmplă ceva la apartamentul unui cetățean, atunci când veneam cu o scară închiriată, dăteam aproximativ 10 milioane de lei vechi pe zi. De exemplu, costume specifice pentru pompieri, detector video și acustic pentru căutare sub dărâmături, 3 kituri biologice, 3 kituri chimice, 3 aparate de respirat aer comprimat, o motopompă, un generator electric, truse de prim ajutor, drujbe, materiale PSI, stații de emisie, recepție. Toate lucrurile astea vor funcționa într-un serviciu de voluntariat care se va înființa în cadrul primăriei orașului Zimnicea și, fără lipsă de modestie, vreau să spun că suntem primul oraș din Telorman și printre puținele din România care înființează acest serviciu și care s-a ocupat special de dotarea cu aceste lucruri pe situații de urgență. Pentru că vedem că situațiile la nivel național și chiar și clima s-a schimbat în ultimii ani, este necesar să facem aceste lucruri pentru protejarea populației și să dotăm primăria așa cum se cuvine și cum sunt primăriile europene.